acest eveniment am venit cu o sculptură care stă de aproximativ 3 sau chiar 4 ani în caietul meu de schițe, foarte în tăcere. Recunosc că o bună perioadă de timp nici nu am crezut că e posibil să o realizez, în punct de vedere ingineresc. Ulterior, acum, mai ales că am făcut, este sculptura mea cu numărul 100 și mi-am dorit să fie ceva special, ceva care să mă scoată din zona de confort, ceva care să fie dificil, mi-am dorit să fie greu, mi-am dorit să fie o lucrare dificil de realizat. Și cumva, uite, sculptura asta a îmbinat zona artistică cu ingineria. Ok, cum fac eu lucrarea asta chiar să rezist? Fără alte ajutoare, fără anumite schele improvizate, am vrut lucrarea să trăiască, să fie, să plece dintr-un punct, să ducă celălalt punct, să stea așa cumva în aer, totul să fie, să plutească. Am vrut tare mult sculptura să plutească, să zboare. Mi-am dorit tare mult să o realizez, mi-am folosit abilitățile de aproape 10 ani de a o simula în 3D, am trimis-o celor de la Armar, dar la modul, hei, uite ce o să am în licitație. Și făcând treaba asta, ok, doar din moment ce le-am zis, nu mai pot să o dau înapoi, lucrarea asta trebuie să existe. Și acolo a intervenit un proces destul de lung de a gândi cum anume reușesc să fac această lucrare să stea în poziția în care mi-am dorit. A existat riscul de la greutate, fiindcă sculptura este grea. Și a trebuit cumva să-i pun tot centrul de greutate foarte jos. Și cum am reușit, adică tot personajul de jos este mult mai greu decât personajul de sus. Și am avut grijă, mai ales la baza piciorului, totul a trebuit să fie cât mai jos. Inclusiv dimensiunea bazei, a trebuit să am grijă să nu vină în față, adică are tendința lucrarea să nu se îndoaie, adică am încercat să o gândesc și pe termen lung, că e ce se întâmplă cu ea la transport. Primul pas, cam toate ideile mele, ajung într-un caiet de schițe de dimensiunea asta. Sunt niște caiete pe care le-am peste tot prin casă, prin atelier, pentru că sunt ușor de pus o idee, să o notez. Acolo, ulterior de acolo, lucrarea începe să facă pui la mine în minte și încep să capete dimensiuni mai mari pe foaie. Anumite idei ajung să fie inclusiv simulate în 3D, mai ales lucrări care țin de structură, cum o fac ca și rezistență, ca să-mi fac eu o idee, o viziune așa volumetrică. Și ulterior, uite că anumite lucrări ajung pe podium și ajung să fie făcute și în metal, pentru că este făcută, lucrată integral în oțel. Te expui la un pericol destul de major. Oțelul este pasiunea și dragostea mea de aproximativ 8 ani. Începuturile au fost cu alte tehnologii care nu mi-ar fi permis genul ăsta de adaos în straturi. L-am descoperit ulterior când am văzut că pot să adaug un strat de oțel, după care încă un strat. Am zis, stai așa, dacă mai pun și niște emoții acolo și știu să-l controlez, fac un volum. Un volum controlat și cu suflet poate să devină o sculptură care transmite. Și asta mi-am dorit. Și acolo am plecat un întreg, am aproximativ 2 tone 800 de oțel. Îmi țin și la asta evidența la cele 100 de sculpturi. Și tehnologia cum funcționează? Este practic o sârmă de oțel care se topește la niște temperaturi foarte mari și poți să adaug straturi. Partea bună, și eu văd doar partea bună, este că lucrarea devine unică. Este imposibil și pentru mine să o refac. Adică nu folosesc matrițe, nu folosesc forme, nu există absolut nimic. E doar una. De asta și simt nevoia, chiar dacă ea în sine este o semnătură, simt nevoia să mă semnez pe interiorul ei. Iar lucrarea este semnată chiar sub prima treaptă pe care personajul calcă. Nu poate fi văzută decât dacă lucrarea este tăiată. Asta am început să fac, cred că de la ultimele 15 sculpturi, să ascund semnăturile și diverse alte mesaje mai ascunse. Mi-am dorit să aduc un plus de mister. Mi-am dorit să aibă ceva ce știu doar eu. Și devine așa un lucru mult mai intim. E o legătură de-a mea cu lucrarea. Care eu știu, ca un ultim sărut pe care îl oferă lucrării înainte să plece. Sculptura în sine este un paradox, pentru că treapta pe care amândoi pun mâna, practic treapta lor de întâlnire, este ultima treaptă a personajului de jos și cumva prima treaptă a personajului de sus. Este un nou început. E cumva un sfârșit, are și un nou început. Și cumva am simțit că de ce am simțit să fac această lucrare cu subiectul ăsta? Pentru că am atins 100 de sculpturi și mereu de ani de zile eu am zis, după primele mele 100 de lucrări o să fie așa o nouă eră pentru mine. Deci bine, e doar o iluzie, sunt perfect conștient. Dar pentru mine asta cred că m-a și legat mai mult emoțional de această... Eu chiar am fost trist câteva zile după ce am terminat sculptura. Așa o tristețe de... s-a terminat procesul. Dar acum, uite, mă bucur pentru că... Da, uite, din cele 100 de sculpturi, toate 98 sunt în diverse colecții și îmi dau seama că bucuria supremă e când văd o lucrare, că trăiește într-o colecție
că a ajuns la omul potrivit în colecția potrivită. Și cred că acum următoarea mea bucurie o să fie când să văd de fapt în ce colecție o să ajungă această lucrare.